Bună ziua, într-adevăr, ne aflăm aici în zona lacul Morii. Vorbim despre o persoană care a fost atacată și în urmă cu un an, atunci femeia de 43 de ani a scăpat de atacul câinilor, au intervenit niște bicicliști și au ajutat. Iată că de această dată, din păcate, ne spun surse judiciare, femeia efectiv a fost fâșiată de câini și nu s-a mai putut face absolut nimic. A fost o persoană, din informațiile pe care le avem, care a sunat la 112, dar nu a putut stăpâni haita de 7-8 câini care a atacat această femeie și declarațiile acestea date în fața polițistului, declarațiile bărbatului care a stat la scenă date în fața polițiștilor sunt cutremurătoare și nu pot fi pur și simplu reproduse. În acest moment sunt aici polițiștii în această zonă, pe acest câmp și fac cercetarea la fața locului. Evident că vorbim despre o cercetare care trebuie să stabilească foarte clar ce s-a întâmplat aici, deși iată că informațiile sunt destul de clare, însă polițiștii vor trebui să adune suficiente probe. Apoi va începe o muncă extrem de grea. Trebuie să găsească stăpânii acelor câini care au atacat această femeie, în cazul în care acești stăpâni există, dacă nu sunt câini abandonați pe terenul virean aflat în apropierea capitalei, un teren virean unde au mai fost și alte semnalări legate de probleme privind atacuri asupra celor care pe aici făceau jogging sau mergeau cu bicicleta sau pur și simplu ieșeau la plimbare. Așadar, ne aflăm în zona în care se face cercetarea la fața locului. Sunt și cei de la ASP aici și așteptăm să vedem ce au de spus privind modul în care a fost gestionată o problemă care, iată, este cunoscută deja de cel puțin un an de zile. De asemenea, trebuie spus că și cei de la poliție s-au aflat în această zonă și au vorbit cu diverse persoane care au case și câini și au fost informați că trebuie să supravegheze mai atent acești câini. Așadar, iată, s-a produs o tragedie la care nu ne-am fi așteptat în acest an. Se întâmplă ca o femeie care pur și simplu a ieșit să facă mișcare a fost atacată de câini și pur și simplu omorâtă. Atât pentru moment. La revedere!